Național FM. Am vrut să spun și eu, arde atunci când a intrat o domnișoară prin numele său Adriana Boișteanu în studioul Național FM. Arde pentru că a intrat o domnișoară cu culoarea roșcată a părului, iar acum într-o vară incendiară se spun, Adriana, că este o chestie foarte și foarte bună. Ana, da, bună ziua. Ana, salut. Salut. Salut, bine ai venit la Național FM. Sigur că te numești Ana, dar atât de bine ți se potrivește numele Adriana. Mulțumesc, totuși rămânem la Ana, da. Totuși la prescurtat. Așadar, Ana Boișteanu în studioul Național FM, din partea companiei GCI, și acum voi încerca la memorie să mi-aduc aminte de regalile pe care le-ai deținut în 2013-2014, deci vicepreședinte GCI Chișinău 2013. Exact. Vicepreședinte GCI Moldova 2014. Exact. 2015? 2015 am rămas la poziția de membru cu drept de vot și mai livrez și anumite traininguri în intern. Totuși, ar fi o mișcare logică ca după 2 ani consecutivi de aflare la postul de vicepreședinte să devii un președinte. De ce ai făcut acest pas înapoi? Sau nu este depinde de dumneata? Ba nu, a fost și propuneri, de fapt a fost și ideea, la un moment dat mă gândeam să fac acest pas, totuși nu am mers pentru că în GCI noi mergem pe strategia că trebuie să oferim oportunități mai multor oameni, deci nu trebuie aceiași oameni să meargă pe să circule, să fiarbă, exact, în aceeași supă. Exact, exact, deci noi oferim oportunități tuturor membrilor și de asta am considerat că după 2 ani este timpul deja să mă retrag un pic și să dau voie altora. Exact. Pentru cei care ne s-au alăturat abia acum, GCI este vorba de Camera Tinerilor Antreprenori, GCI Internațional, care are peste 100 de ani vechime deja. În Moldova, GCI, compania GCI, câți ani are deja? A fost lansată în 2011, deci acum sunt 4 ani, chiar în septembrie se împlinesc 4 ani. Aveți legături, aveți tangențe cu GCI Internațional, vin traineri de acolo, mergeți voi în... Unde se află head office? Unde se află... Head office este, da, de fapt în Statele Unite, pentru că de acolo și s-a pornit, în St. Louis. Acum este global, în peste 100 de țări. Da, și am avut o mulțime de vizite din partea trainerilor și membrilor GCI din alte țări. La fel am fost și noi și... Deci în fiecare an avem delegații plecate. Anul trecut chiar am fost și eu la o conferință europeană a GCI-ului și, deci, da, este o experiență foarte tare. De acord. Așadar, reîntoarcem puțin în timp. Ana Boișteanu, cum ai ajuns în domeniul afacerilor? Cât de greu ți-a fost să dezvolți o afacere aici în Republica Moldova? Unele sfaturi, eventuale niște sfaturi pentru domnișoarele, pentru care, de fapt, vor să-și încerce forțele în afacere în Moldova? Deci eu, la mine am fost un mix, de fapt, de noroc împreună cu niște oportunități pe care am avut curajul să le accept. Aș vrea să spun despre dezvoltarea unei afaceri. Ea este în proces, deci încă nu pot să spun că a ajuns la nivel de dezvoltare pe care chiar ne-l dorim și care știu că se poate de ajuns. Un sfat pentru fetele care vor să înceapă, deci Eu în tot timpul am spus că vreau să văd cât mai mulți oameni care au curajul să înceapă. Pentru că eu, când am început, eram un pui slab și necunoscător absolut după facultate, deci nu aveam idei de nimic, dar nu m-am temut să încep. Și într-un fel și JCI m-a ajutat foarte mult pentru că am avut de la cine să învăț. Deci, asta e. Trebuie de muncit și de muncit. Extraordinar de mult de muncit. Pentru că, pur și simplu, noroc. Eu cunosc sute de oameni din Chișinău care au avut oportunitatea, dar și norocul de a primi aceste oportunități și totuși nu au beneficiat de ele, pentru că, pur și simplu, la un moment dat, noi ori ne temem să ieșim din zona de confort, ori pur și simplu ne leni câteodată și trebuie să recunoaștem chestia asta. Trebuie de muncit. De acord. Pentru un moment așa o întrebare, după care vom trece la o pauză publicitară. Cam care este raportul pe parcursul zilei? Care este raportul muncii în raport cu timpul liber? La moment cred că este 70-30, deci 70% muncă, 30% vorbesc din ziua activă, da. Ziua activă, deci nu pun somn aici, 70% muncă și 30% timpul liber. A fost o perioadă când era 90-10. Deci a fost o perioadă când timp liber nu exista și eu chiar sunt sigură că
Asta și unicul mod în care se poate de reușit, de fapt. Muncind și condată muncind, dar în același timp și relaxându-te, neapărat trebuie să știi să te relaxezi. Așadar, suntem cu Ana Boișteanu, ex-vicepreședinte al Camerei Tinerilor Antreprenori GCI Chișinău și GCI Moldova. După o scurtă pauză publicitară, revenim la interviu. Publicitate. Sunteți printre cei care admiră oamenii politicoși, amabili, manierați? Vreți să aveți un copil bine pregătit de școală? Centrul de dezvoltare personală ABZ oferă un program unic cu sesiuni pentru adulți, cursuri pentru copii, de bune maniere, ore de dicție, de limbă engleză, consiliere psihologică. Ne găsiți pe abz.md sau la telefonul 068-210-006. De 5 ani suntem alături de tine. Ți-am oferit cărți și filme de calitate, dar mai ales adevărul curat zi de zi. Adevărul Moldova îți oferă în continuare știri locale și regionale, anchete și reportaje, toate la o calitate grafică de nivel european. Ne găsești și pe www.adevărul.md. Adevărul Moldova, împreună și în viitor. Este vara cu VIP Magazin. Inspiră-te din oforismele lui Nicu Țernă. Ia note din decalogul lui Valeriu Matei și descoperă pe frumoasa anișoara Login la volan. Angela Gladei îți spune care e rețeta unui business de succes. Iar Tatiana și Mihai Ceban, care e secretul unei afaceri de familie prospere. Află ce e fericirea de la Lilu și Călin Roșca, Tatiana și Anatol Melnic, Cornelia și Marcel Ștefăneț. Și nu rata să o admiri pe frumoasa prezentatoare de știri Cristina Ghicea într-un pictorial extrem de colorat. Citește VIP Magazin, cea mai populară revistă din Moldova. Electorala 2015. Mi s-a spus că trebuie să mă opresc, dar am ales să merg mai departe. Mi s-a spus că nu pot inventa bicicleta, am ales să cred în propriile idei. Mi s-a spus că sunt prea tânăr pentru succes, am ales să fiu mereu gata pentru el. Pentru că știu, totul depinde de mine. 14 iunie 2015. Alegeri locale generale în Republica Moldova. Votez înseamnă că trăiesc. Electorala 2015. Pentru ca publicitatea dumneavoastră să ajungă la noi, ne puteți contacta la numerele de telefon 022-85-7185, 0767-123-99 sau pe naționalfmchisinau@gmail.com. Ne-am întors la Național FM, în studio este Ana Boișteanu, este de fapt membru al Camerei Tinerilor Antreprenori GCI Moldova, GCI Chișinău. Este vreo diferență între GCI Moldova, GCI Chișinău? GCI Moldova este de fapt umbrelă, organizația umbrelă pe țară, pentru că noi avem organizații locale în mai multe orașe, este în Chișinău, este în Soroca, Rezina, Ungheni, exact. Și GCI Moldova este ca organizația mamă pentru toate acestea. Am înțeles. Un pic mai sus am ascultat publicitatea electorală. Odată ce ești o domnișoară activă, ești implicată cumva în politică, în cursa pentru a deveni, eu știu, ați face carieră politică? Nu la moment. Nu vreau să spun, deci niciodată nu spun niciodată, dar și la moment sigur nu îmi doresc să fac o carieră în politică, dar nu vreau să nici să vârmă la foc pentru peste 2-3 ani ce va fi, încă nu știu. Posibil dacă o să fie o dezvoltare naturală și logică a ceea ce a început acum. Așadar, Ana, ce studii, ce facultate ai făcut? Deci am făcut facultatea de filologie în limba engleză și franceză, da, la Universitatea de Stat, apoi am făcut masterul în economie la ASEM. La ASEM și, adică, de la litere ai trecut la cifre. Exact. Cred că în suflet eu am fost întotdeauna un om al cifrelor și mi-am dar fiind la o vârstă după școală eram cumva confuză și am ascultat pe alți oameni și am hotărât că cred că ca foarte mulți tineri de la noi. Am plecat la o facultate de filologie, că acolo să-mi dau seama că nu e chiar ceea ce eu îmi doresc. În același timp nu eram persoana care să lase totul și să înceapă altceva până nu am dus la un bun sfârșit. Am absolvit facultatea și am luat un master în economie. Deci te-ai chinuit la facultate sau concomitent mai făceai și
mai învățai, mai studiai și pentru viitoarea ta specialitate sau viitorul tău business? Cât am fost la facultate de limbi străine, nu m-am gândit foarte mult la chestia asta. Chiar nu am făcut nimic pentru asta. Dezvoltarea mea în ceea ce privește business-ul și cifrele a început exact când am absolvit. Și cred că anul 2011 de asta și-l numesc eu un an de cotitură. Și cum ai început? Uite, ai absolvit și cum ai început, de fapt, primii tăi pași în afaceri? Am făcut-o absolut inconștient, pur și simplu m-am angajat, deci era logic. Am absolvit facultatea, m-am angajat, nici prin cap nu mi-a dat atunci că aș putea într-un moment dat să încep ceva. Am început să lucrez, am evoluat, am schimbat mai multe poziții în aceeași companie, am crescut, ca la un moment dat să primesc o ofertă de la niște persoane, deci care mă cunoșteau deja, cu care lucrasem anterior și care au văzut în mine cumva potențial și mi-au făcut o ofertă ca să începem un proiect. L-am început și acum îl dezvoltăm. Cunoașterea limbii engleze și limbii franceze, desigur că este un foarte mare avantaj. La sigur, deci nu era să fiu unde sunt acum dacă nu cunoșteam engleza. Mai puțin franceza am folosit-o, cel puțin pentru mine nu a fost relevantă, pentru că era important să cunosc engleza și o folosesc până în prezent, adică practic în fiecare zi. Cursuri de perfecționare, eu știu, peste hotare nu ai reușit să faci? Am fost la ceva conferințe, da, am avut ocazia să călătoresc din punctul ăsta de vedere, pentru că am fost la anumite conferințe de dezvoltare în domeniul care m-a interesat pe mine la moment, era o chestie de project management și am făcut ceva cursuri în Polonia, am fost în Anglia la un moment dat, am fost în Spania la o conferință, deci da, la sigur. Spune-mi, de rog, cum s-a întâmplat nunta voastră cu GCI? Cine te-a găsit? Tu ai găsit GCI sau cineva de la GCI ți-a propus? Eu cred că noi ne-am găsit reciproc cumva. În momentul în care eu m-am angajat într-o companie în care activau două persoane care erau la baza lansării JCI-ului în Moldova. S-a întâmplat în 2011. M-am angajat în august și în septembrie a fost lansarea. Deci am fost acolo în momentul în care se pregătea lansarea. Nu m-am gândit atunci să devin membru, trebuie să fiu sinceră. Îmi plăcea ce fac, dar mă simțeam cumva departe de tot mediul ăsta antreprenoriatului. Ca la un moment dat să-mi dau seama că deja fac parte de fapt cumva, pentru că eram acolo mereu și vedem tot ce se întâmplă și am hotărât să accept provocarea și cred că a fost cea mai bună decizie sau una dintre cele mai bune decizii pe care le-am putut lua anume atunci. Pentru că fiind un proaspăt absolvent cu cunoștințe doar în filologie, vă dați seama că eram ca una buriete care avea nevoie de foarte multă apă pe în jur pe care să o absoarbă. Și asta, de fapt, și-am făcut. Și ai făcut o carieră de super succes, devenind vicepreședinte al GCI 2 ani consecutiv. Da, deci imediat cum m-am implicat într-o comisie de resurse umane. Pe atunci îmi părea că mă interesează foarte mult resursele umane. Și m-am implicat, am devenit cu timpul și director de comisie, am schimbat cumva, am propus un model nou împreună cu un coleg de recrutare, un model absolut nou pentru noi de recrutare. A fost acceptat, ca să-mi dau seama, am lucrat foarte mult la acel model, ca apoi să-mi dau seama că vreau să fac mai mult, pentru că eram gata de asta. Am aplicat ca vicepreședinte, am fost aleasă și următorul an am aplicat la național, pentru că întotdeauna mi-a plăcut ceva mai global. Asta mi-a dat posibilitatea să plec și la conferințele internaționale și să văd cu absolut alți ochi tot ce se întâmplă și ce impact are organizația. Și ca apoi deja să dau seama că e ok, e bine unde am ajuns, trebuie să dăm oportunitatea și altor oameni și să ne ocupăm deja și mai puțin voluntariat, poate să creștem cumva, deja să trecem la partea de business, să trecem la partea de serviciu care totuși ne asigură nouă și traiul și tot ceea ce ne dorim, pentru că și pasiunile pot fi costisitoare. Sigur că da. Ana, ai imbibat într-adevăr atâtea informații, ai făcut cunoștințe cu
atâta lume. Ai devenit la curent cu foarte și foarte multe mecanisme, inclusiv interioare, ceea ce ți-a permis să devii și trainer intern în GCI, da? Da, când eram cât am fost la conferințele internaționale, am avut o posibilitate să particip la anumite traininguri. În GCI este o strategie de a deveni trainer, trebuie să participi la aceste traininguri și apoi să treci anumite teste. Ceea ce și-am făcut, am dat cu succes testele, am mai avut un trainer internațional care a venit la noi, iarăși am trecut aceste traininguri și testele și ca apoi să devin acreditată deja internațional și pot să livrez trainingurile atât în română cât și în engleză aici la noi acasă, pentru super. Membrii noștri. Exact. Super, super, foarte bine. Nu ne referim în special la business dumitale, atâta știu că este mai mult legat cu afaceri în străinătate. Membrii GCI International, dacă există așa ceva, te pot ajuta, te ajută într-un fel la prosperarea afacerii tale, adică nu vorbim numai de GCI Moldova, da? Aici e clar, aici este o comunitate, voi vă ajutați foarte bine unul pe altul, vă acoperiți, dar la nivel internațional, dacă ai afaceri la nivel internațional, ești susținut și de GCI? La sigur poți fi susținut dacă alegi să ceri ajutorul la moment. Deci, eu foarte mult cred în chestia că cere și se va da, de fapt. Noi, problema noastră, în mare parte, e că noi nu cerem sau ne temem să cerem. La sigur poți găsești ajutor și chiar parteneri participând la aceste conferințe internaționale, făcând cunoștințe, luând cunoștințe, făcând legături cu alți oameni, la sigur, pentru că GCI întrunește o rețea foarte mare de antreprenori și da, sigur poți găsesc anumiți parteneri sau oameni cel puțin la care ai ce învăța. Muncești foarte mult, studiezi, bineînțeles, ai hobby? Reușești să mai faci? Sigur, sigur. Și este, de fapt, unul și bun, cred că, care aș putea cel mai mult acum să-l numesc, este partea de călătorii, care este și unul și foarte costisitor și care ia și foarte mult timp, dar încerc cumva să le combin și până când, cred eu, îmi reușește. Depinde cât de costisitor. Dacă vrei să călătorești cu clasa A în avion, de exemplu, da. Dar sunt mai multe feluri de călătorie. Ce fel de călătorie ai? Călătoria nu înseamnă neapărat să călătorești cu business class păi sau da. Clasa A. Da, la sigur și eu la sigur nu sunt persoana care să facă asta. Am mai spus-o și o să mai spun că eu nu sunt persoana care se va duce la all inclusive. Niciodată, cred că. Ai copii, ai familie. Nu. Uite, după ce te vei căsători, o să vorbim noi. Bine. Și la capitolul ăsta. De acord cu asta. Când te duci copiii și acolo e tot de-a gata, să-ți spun că e o chestie foarte bună. Și nu în zadar nemții cu turcii au construit business-ul ăsta de super succes. Probabil. Pentru familiști. La moment încă nu mi-este cunoscută foarte mult partea de familie și respectiv un univers întreg nou. Nici nu mă îndoiesc, deci, dar la moment, atâta timp cât nu am copii și sunt pe cont propriu, atunci deci aleg călătoriile care mă provoacă în primul rând și aleg totdeauna când caut o destinație nouă, cel mai important este să fie diferită. Să fie diferit de tot ce am văzut până acum, să fie diferit de Moldova, nu neapărat să fie foarte, foarte bogată. Eu, în general, am ales și destinații, cred că mai sărace nici nu era posibil. Unde? Maroc, Tibet, Bangladesh, India, da. N-ai făcut și voluntariat pe acolo? Nu am făcut voluntariat, am plecat doar pentru mine, pentru că îmi doream să văd altă lume și chiar am văzut-o. Ce destinații, adică astea din cele mai sărace, într-adevăr, cum locuiește lumea acolo? Chiar este așa, sub nivelul mizeriei? Da. Deci, nu cred că se poate foarte mult reda în cuvinte, dar ca să ne facem o mică impresie, deci oameni care își spală hainele în râu, asta e real. Tot de acolo și iau și apa potabilă, exact, probabil. Exact. Tot copiii care învață la școală, într-o școală construită din lemn, din copac, care e tăiat și e foarte rudimentar tăiat și stau pe pământ. Da. Și care stau chiar pe pământ, adică nu au bench, nu au scaune și stau și pur și simplu se uită la o profesoară care nu are studii
Deci, da, eu cred că la fel aș putea menționa drumurile cu canalizații deschise. Sunt foarte multe chestii pe care cred că la care noi suntem încă foarte buni. Deci nu este Moldova chiar atât de prăpădită și osândită precum alte țări mult mai sărace? Totuși se vede în comparație. Da. Dacă vorbim de țările europene, atunci Moldova este la nivelul cel mai jos. Dacă vorbim de Asia, atunci Moldova este la nivel mediu. Adică noi suntem așa undeva cei mai buni dintre cei mai proști și cei mai proști dintre cei mai buni. Cam așa, Moldova este acolo, pe la mijloc. Nu știu sigur dacă am intrat până la capăt de esență, dar probabil. Țările asiatice, într-adevăr, sărace, nu au avut un model la care să tinzi. Plus la asta, ele stau acolo, oamenii locuiesc într-un mediu în care așa, de fapt, s-au obișnuit sute și sute de ani. Noi aici, în Moldova, având un model la țărilor înalt dezvoltate europene, și normal și tindem spre exact, da, spre viața lor, spre din ce țări bogate ai fost? Marea Britanie, aș vrea să menționez Austria, aș menționa-o cu un nivel de trai extraordinar, deci unde absolut tot restul se schimbă. Ai fost în Rusia, în Kazahstan, pe acolo, nu, Uniunea Vamal? Nu. Era în plan cândva Sankt Petersburgul, dar n-am mai ajuns. Încă nu. Ei, Sankt Petersburgul și Moscova nu este chiar Rusia, este un pic altfel, e o țară în țară. Dar lacul Baikal au și ei locuri foarte și foarte frumoase, pitorești, plus la asta vezi cum mai trăiesc și oamenii. Da, sigur, sunt foarte multe locuri și în Rusia, nu am reușit încă să o descoper, poate în viitor, nu știu. Și ultima întrebare, în această vară, unde ai gând să mergi? În această vară voi sta acasă. De ce? Pentru că planific o altă călătorie în toamnă și cred că de asta și voi sta vara acasă, pentru că toamna e mai plină. Cel maximum, cred că probabil un tur cumva în România, dacă reușesc cumva, la sigur. Moldova o cunoști toată? Aproape. Ai călătorit, adică ai mers din lung și în lat? Da, am călătorit destul de mult și în Moldova, pentru că în primul rând cred că trebuie să ne cunoaștem țara de unde venim. Și am fost și la nord, și sud, și est, și vest. Mai am câteva destinații în Moldova care sunt acum planificate pentru această vară, dar mai multe detalii cred că o să știu în iulie. În studioul Național FM a fost Ana Boișteanu, o persoană care regretă că ziua are sau sutca are doar 24 de ore, sau eu regret uneori că omul trebuie să mai și doarmă, pentru că e atâta de făcut în viața asta, e atâta interes și un sfat pentru cei care pierd timpul degeaba, care stau și nu fac nimic, care așteaptă bani de acasă, din străinătate, de la rude. Nu pierdeți timpul degeaba, pentru că, de fapt, banii care vin de la rude nu au gustul cela. Exact. Deci, gustul, într-adevăr, a banilor și cât de multe îți pot oferi oportunități, câte multe oportunități poți ai, îi primești doar atunci când îi faci cu mâna ta și îi simți. O văd asta și în ochii tăi, văd cât de bine și corect apreciezi orice bani pe care îl faci. Ana, îți mulțumesc că ne-ai vizitat, îți doresc succes ție și în afacerea personală și în această fructuoasă conlucrare cu GCI Moldova. Vă mulțumesc și eu. La revedere, încă o dată repede, sunteți pe Național FM, a fost Ana Boișteanu, mergem mai departe cu Natasha Bedingfield. Feel the rain on your skin. Național FM.